Motivul pentru care este atât de ușor să minți sau să trădezi este pentru că nu realizăm cât de importanți suntem pentru anumite persoane. Nu reușim să credem că ceea ce facem poate să aibă un impact atât de mare asupra altora. Nu înțelegem că acțiunile noastre, bune sau rele, pot influența sau pot chiar schimba viețile altor persoane. Așa că dacă tu ai fost vreodată mințit sau trădat, indiferent de cât de greu ți-ar fi să faci asta, înțelege că singurul motiv pentru care cineva a făcut-o este pentru că nu a realizat cât de mult înseamnă pentru tine. Nu spun că asta ar trebui să te facă să ierți sau să uiți. Nu spun că există o scuză pentru ce s-a întâmplat. Vreau doar să spun că nu ești tu vinovat. Nu ești tu de vină pentru acțiunile altor oameni. Și realizezi că poate pare chiar mai nedrept că tu suferi consecințele unor acțiuni pentru care nici măcar nu ești vinovat. Însă nu trebuie să lași acele lucruri să schimbe cine sau ce ești tu. Faptul că cineva ți-a făcut un rău nu trebuie să te convingă că tu trebuie să faci un rău la rândul tău. Pentru că dacă vei face asta, tot ce se va întâmpla va fi că nici măcar tu nu vei realiza cât de important ești acum pentru anumite persoane din viața ta. Nici măcar tu nu vei realiza ce impact poți avea asupra lor. Așa că dacă cineva te-a mințit sau te-a trădat, caută curajul să mergi înainte, să mergi mai departe și să găsești puterea să fii bun cu cei din jurul tău. Nu da voie acțiunilor celor care ți-au făcut rău să te convingă să faci rău mai departe, celor care țin la tine în prezent. Nu lăsa răutatea altora să atingă bunătatea ta.